Cuvântul Domnului pe care îl voi citi în această dimineață este în Eclesiastul capitolul 1, versetul 9 și Eclesiast 3 cu 15. Eclesiast 1 cu 9 și 3 cu 15. Voi avea un mesaj profetic. Cuvântul spune în felul următor. Ce a fost, va mai fi. Și ce s-a făcut, se va mai face. Nu este nimic nou sub soare. Ce este, a mai fost. Și ce va fi, a mai fost. Și Dumnezeu aduce iarăși înapoi ce a trecut. Amin. Mesajul cu care mă voi adresa dumneavoastră în această dimineață se intitulează Descifrând viitorul trecutului. Descifrând viitorul trecutului. Tot ce este scris în Biblie, în Vechiul Testament, este în final o umbră a lucrurilor ce urmează să se întâmple. Trecutul ne vorbește despre viitorul care vine. Sfânta Scriptură ne vorbește că acele țări, acele state, acele regate care au fost în contact cu Israel în sensul oprimându-l, asuprindu-l, statele acelea, regatele acelea, țările acelea vor experimenta mânia lui Dumnezeu prin mâna lui Israel în aceste vremuri din urmă, în această generație. De exemplu, Biblia ne vorbește despre căderea Babilonului, Isaia 13, Iranul și Irakul. Biblia ne vorbește despre distrugerea Moabului sau Iordaniei, Isaia 15, Ieremia 49 cu 1 la 2 și 24 la 26. Biblia ne vorbește despre distrugerea Damascului, cel mai vechi oraș din lume la ora actuală, are peste 4.000 de ani. Distrugerea Damascului și Siriei. Damascul este capitala Siriei, Isaia 17. Biblia ne vorbește despre distrugerea țării care este dincolo de râurile Etiopiei. Și probabil că sunt două țări, Somalia și Sudan, Isaia 18. Biblia ne vorbește despre distrugerea și nimicirea Egiptului în vremurile din urmă, pentru că și dacă Egiptul are un tratat de pace cu Israelul, profetul Ezechiel și profetul Ieremia spune, te-ai rezemat doar pe o trestie ruptă. În ochii Domnului, Egiptul este o trestie frântă, Isaia 19. Biblia vorbește despre distrugerea Arabiei, este peninsula Arabiei, Arabia Saudită, Yemenul, această porțiune a lumii, Isaia 21 cu 11 la 17. Aceste evenimente, aceste nenorociri, aceste distrugiri, nu au loc numai pentru că partea aceasta de lume este o parte arabă sau o parte islamică, ci relația lor cu Israel, cu poporul Domnului, este o relație care se încadrează ca toate relațiile pământului în ceea ce spune în Geneza 12 cu 3. Cine te va binecuvânta pe Israel va fi binecuvântat, însă aceste popoare sistematic au opresat pe Israel, sistematic l-au chinuit pe Israel, sistematic s-au opus pocăinței și întoarcerii la Dumnezeu, de aceea mânia Domnului se va descoperi împotriva lor. În dimineața aceasta, din această listă, ne vom uita la trei lucruri și cel de-al treilea nădăjduiesc să vă lumineze foarte mult în ce privește apropiatul război al războaielor, și anume Armagedonul. În primul rând, căderea Siriei și Damascului. Să ne uităm la câteva detalii legate de căderea Siriei și Damascului. Textul este în Isaia, capitolul 17, primele trei versete. Am să citesc și am să vă explic ce se întâmplă în viitorul foarte apropiat. Trei războaie se pregătesc în lume.
Este trist să vorbești despre războaie, însă trei războaie mari vor avea loc în lume, în această perioadă, în această generație de oameni, în această vreme a sfârșitului. Și primul război va fi războiul împotriva Siriei și a Damascului. Isaia 17, primele trei versete. Profeție împotriva Damascului. Iată, Damascul nu va mai fi o cetate, ci va ajunge un morman de dărâmături. Cetățile aroierului sunt părăsite, sunt date spre pășunea turmelor care se culcă nestingherite acolo. S-a isprăvit cu cetățuia lui Efraim și s-a sfârșit cu împărăția Damascului. Dar rămășița Siriei va fi ca slava copiilor lui Israel, zice Domnul oștirilor. Siria va intra în război cu Israel. Israel va nemici Siria și Damascul, o rămășiță însă va rămâne din Siria care, înțelegând evenimentele prin care a trecut, înțelegând mâna Domnului și înțelegând rolul lui Israel în lume, rămășiță se va pocăi, se va întoarce la Domnul. Dar să ne uităm la câteva detalii de ce va fi un război cu Siria. Sunt mai multe cauze. Prima cauză este aceasta. Siria găzduiește astăzi două organizații teroriste a căror politică, a căror plan hotărât și cunoscut în toată lumea este nimicirea cu desăvârșire a lui Israel, scoaterea lui de pe harta lumii. Și aceste organizații găzduite în Siria sunt Hamas, care controlează Gaza, Palestina, palestinienii, și Hezbollah, care sunt conectați cu Libanul, însă aceste amândouă organizații teroriste sunt finanțate de către Iran, de către Iran. Deci, primele două argumente sunt legate de Hamas și Hezbollah. Faptul că planurile acestor organizații teroriste sunt criminale, nu ascultă de nimeni în lume, nici chiar de ei, de lumea arabă, de Liga Arabă, și planurile lor sunt să nimicească pe Israel, să cucerească cu desăvârșire Ierusalimul și să-l transforme într-o capitală islamizată arabică. Faptul acesta va face ca îndelunga răbdare al Dumnezeu să ajungă la capăt, să ajungă la capăt și, prin urmare, Israel să se pregătească pentru, și se pregătește, de fapt, în aceste zile, pentru un război cu Siria. Premierul israelian Ehud Olmert și-a anunțat demisia. Următorul pe listă, probabil, care va prelua din nou puterea în Israel, va fi Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu a luat legătură deja cu guvernul american, între guvernul israelian a luat legătură cu guvernul american. Două săptămâni în urmă, guvernul american a dat armatei israeliene 89 de avioane de luptă F-16 modificate. Spun modificate pentru că americanii folosesc aceste avioane de luptă pe rută scurtă, având în vedere încărcătura cu care trebuie să zboare și greutatea și rapiditatea cu care trebuie să zboare, avioanele acestea consumă foarte mult și se circulă și se mișcă pe distanță foarte scurte și trebuie să întoarcă înapoi la bază. Însă pentru israeliți au produs americanii 89 de aparate de zbor din acestea care să se poată duce până în Teheran, în capitala Iranului, cu încărcătura cu care sunt explozivă și să se întoarcă înapoi în pace și dacă trebuie să mai întoarcă o dată și să-i cerceteze. Ei. Ce se va întâmpla? Este un al treilea argument și sigur că o să revin asupra lor, care va face ca acest război cu Siria să fie foarte apropiat, și anume armele de nimicire în masă. Războiul din Golf, acest al doilea război din Golf, sub președintele american George W. Bush, că primul război din Golf a fost sub președintele Bush tatăl, în 91. Unul din punctele pentru care s-a declanșat războiul a fost armele de nimicire în masă pe care le-a produs Irakul. Și aceste arme de nimicire în masă produse de Irak nu au fost găsite nicăieri. Și, bineînțeles, pentru americani aceasta este o lovitură în față, pentru că s-au grăbit bună oră să meargă la război. Adevărul este că Saddam Hussein a produs arme de nimicire în masă,
World Mass Destruction Ammunition, dar armele acestea au fost ascunse. Potrivit generalului irachian Ali Ibrahim al-Tikriti, care a fugit din țară în 1991, Irakul a produs masiv arme de nimicire în masă, în special arme chimice, și, bineînțeles, a încercat să producă și arme nucleare. Ca apoi, mai târziu, în anul 2003, când a început cel de-al doilea război din Golf, cu 6 săptămâni înainte de începerea războiului, potrivit relatării generalului George Sada, este un general creștin, singurul general creștin care a fost în armata irachiană, sub Saddam Hussein, potrivit acestui general creștin, în anul 2003, 6 săptămâni înainte de izbucnirea războiului, 2 avioane Boeing jets au fost transformate, convertite din avioane de pasageri în războaie, în avioane cargo, și timp de 6 săptămâni, 56 de zboruri au fost făcute între Bagdad și Damasc, zboruri în care toate armele de nimicire în masă ale Israelului au fost duse și ascunse în Siria, în 3 locuri diferite, spune generalul George Sada, și de asemenea guvernul israelian confirmă că știe și cunoaște locul unde aceste arme de nimicire în masă sunt ascunse. Noastră știți, ați citit și ați văzut în presă, imediat după începerea războiului și după oprirea primei faze, 2 tiruri mari au fost capturate de către poliția iordaniană în Aman, în capitala Iordaniei, cu o încărcătură de 20 de tone de explozive chimice, incluzând gazul acesta foarte toxic, VX-ul și sarinul, și aceste 2 tracuri, tiruri cu tonajul acesta chimic, era sub operație Al-Qaeda. Dacă ar fi explodat în momentul acela, după evaluările specialiștilor, 80.000 de oameni ar fi murit pe loc în mai puțin de o oră, urmând ca alte 100.000 să moară în mai puțin de o săptămână. Și atunci lucrurile stau în felul următor, frate și surori, doamnelor și domnilor, din moment ce Siria are această, este un al 4-lea argument, ură veșnică împotriva lui Israel, citiți Ezechiel 35:5, Ezechiel 25:15, pentru ura ta veșnică împotriva lui Israel, la fel filistenii, dacă au vândut la Al-Qaeda 20 de tone de arme din acestea, pentru un preț convenabil pot să vândă la Hamas și la Hezbollah această încărcătură chimică, și datorită acestui fapt, Hezbollah, care trimite rachete în Israel în fiecare zi, este posibil ca Israel să riposteze, iar riposta lui Israel să fie atât de puternică încât, ca să supraviețească, posibil că va folosi o armă nucleară sau o armă cu neutroni, o bombă cu neutroni. Lucrul acesta este hotărât. Sigur că Dumnezeu își poate schimba planul, dar Dumnezeu, care cunoaște toate lucrurile în avans, nu le predestinează, ca cineva să creadă că Dumnezeu a hotărât lucrul acesta în dreptul lumii islamice. Dumnezeu nu predestinează, Dumnezeu precunoaște. Și faceți distinții între predestinare și precunoaștere. Dumnezeu precunoaște lucrurile acestea, de aceea le-a revelat, Dumnezeu știe sfârșitul lucrurilor. Adevărul este că aceste popoare, cum sunt Siria, cum este Libanul, cum sunt filistenii, nu înțeleg de bunăvoință, nu înțeleg de bun simț, nu înțeleg de pocăință și nu înțeleg de faptul că și Israel are dreptul la existență. Nu înțeleg pentru că sunt influențate demonic și împotriva lui Israel este această ură de moarte a popoarelor. De ce? Pentru că din Israel a venit mântuirea lumii. Mântuitorul Iisus Hristos s-a născut din Israel. Deci un război foarte apropiat între Israel și Siria, război în care Siria va fi nimicită, și ați văzut ce spune în Isaia 17, și am să revin asupra, mai ales asupra versetului 2, unde spune cetățile aroierului sunt părăsite, și de asemenea în versetul 3 spune s-a isprăvit cu cetățile lui Efraim, și voi arăta că aroierul este în Iordania, cetățile lui Efraim este West Bank de astăzi, care este în grija palestinienilor, și atunci când acest război cu Siria va izbucni foarte curând, bineînțeles
că și Iordania va fi lovită, Aroierul este în Iordania, va fi lovit și West Bank, care este aproape de Siria de astăzi, și, bineînțeles, în felul acesta, filistenii vor suferi. Deci, primul război este războiul cu Siria. După acest război cu Siria va fi un război cu palestinienii. Deci, al doilea lucru este căderea Gazei și a Filistiei. În Ioel, capitolul 3, cu versetul 4, aș vrea să citesc ca să putem să vedem bine lucrurile acestea, cuvântul Domnului spune în felul următor. Ce vreți voi cu mine, Tirule și Sidonule? Unde este Hezbollah? Este în Liban, de unde trimit rachetele împotriva lui Israel și Hezbollah și finanțează pe Hamas de aici și din Siria. Vedeți? Ce vreți voi cu mine, Tirule și Sidonule, și toate ținuturile filistenilor? Vreți să-mi răsplătiți vreo faptă sau să faceți ceva împotriva mea? Iute, fără zăbavă, voi întoarce faptele voastre asupra capului vostru. Al doilea război va fi un război, deci, decisiv împotriva Filistiei, a celor care se numesc astăzi palestinieni, împotriva Gazei și a West Bankului, care a aparținut lui Efraim pe vremea judecătorilor și a împăratului David și Solomon. De ce se va face acest război și de ce Israel va interveni și va lovi Filistia, va lovi Gaza și West Bank și prin aceasta și Amonul, potrivit Ieremia 49? Pentru mai multe motive. Primul motiv este acesta, frașesurilor, doamnelor și domnilor, împărțirea Țării Sfinte în două. De uitați-vă ce spune același profet Ioel, capitolul 3, versetele 1 la 3, și voi sublinia ce trebuie să observați dumneavoastră. Căci iată că în zilele acelea și în vremile acelea, când voi aduce înapoi pe prinșii de război ai lui Iuda și ai Ierusalimului, deci se întâmplă în vremurile din urmă, voi strânge pe toate neamurile și le voi pogorî în valea lui Iosafat. Acolo mă voi judeca cu ele, și uitați motivul. Mă voi judeca cu ele pentru poporul meu, pentru Israel, moștenirea mea, pe care l-au risipit printre neamuri, împărțind între ele țara mea. Versetul 3. Au tras la sorți pentru poporul meu. Au tras la sorți pentru poporul meu. Planurile care sunt la ora actuală și cărora a dat concurs și președintele american George W. Bush, sunt planuri care concură la această profeție. Împărțirea lui Israel în două state, împărțirea Ierusalimului. Datorită acestui fapt, Dumnezeu este supărat pe oricine, vezi că toate neamurile sunt adunate aici, care vor să implementeze această propunere de plan de pace, și de asemenea Dumnezeu este supărat pe cei care au venit cu această idee și care sunt aici în cazul de față filistenii, palestinienii. Împărțirea Țării Sfinte este motivul pentru care Dumnezeu va ridica pe Israel să lovească decisiv Gaza și West Bank. Al doilea motiv este ura lor străveche. Dacă vă uitați ca să citiți cu adevărat în Ezechiel capitolul 25 cu versetul 15, sunt mulți care cunosc puțin aceste pasaje biblice și nu își dau seama când aud profeții de ce cei ce studiază profețiile biblice vorbesc parcă cu multă siguranță despre aceste lucruri. Ia auziți ce spune cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Pentru că filistenii s-au dat la răzbunare, pentru că s-au răzbunat în chip batjocoritor și din adâncul sufletului, și știm că aceasta se întâmplă în fiecare zi, voind să nimicească totul, și uitați de ce, în ura lor străveche. Voind să nimicească totul, nu o porțiune, în ura lor străveche. Datorită acestui fapt, o zi a socotelilor vine, pentru că Dumnezeu are de lungă răbdare cu toți. Însă de lungă răbdare a lui Dumnezeu
se oprește. Dacă nu există pocăință, dacă nu există înțelegere, dacă nu există întoarcere la Domnul, această îndelungă răbdare se oprește. Și această ură străveche a filistenilor, a palestinienilor, va fi răsplătită, Dumnezeu îl va ridica pe Israel ca să se ocupe. Al doilea motiv, deci primul este împărțirea Țării Sfinte, al doilea ura răstrăvecă, al treilea motiv pentru care Dumnezeu va lovi Gaza și West Bank este asociarea filistenilor, palestinilor cu Siria și Iordania pentru a-l nimici pe Israel. Dacă vă uitați din nou acum la pasajul principal pe care l-am citit din Isaia, capitolul 17, uitați ce spune acolo. Cetățile aroierului sunt părăsite, sunt date spre pășune turmelor care se culcă nestingerite în ele, dar este profeție împotriva Damascului. Cum am spus, aroierul nu este în Siria, aroierul este în Iordania și din moment ce spune că aroierul este nimicit și din moment ce spune că cetatea lui Efraim este nimicită, înțelegem și trebuie să înțelegeți și dumneavoastră când vă uitați la aceste lucruri și la aceste profeții, că filistenii, palestinienii de astăzi, în asocierea lor cu iordanienii și cu sirienii, au acest plan comun. Și când Dumnezeu va lovi Siria, sigur că va suferi și Iordania, va suferi și Filistia, Palestina, pentru că așa este planul lui Dumnezeu ca să răsplătească tuturor acelor care n-au vrut să binecuvânte pe Israel. Ezechiel 38:11 concură la ceea ce v-am spus. Rezultatul acestor două războaie nu va face altceva decât să declanșeze, rezultatul războiului împotriva Siriei și a palestinienilor nu va face altceva decât să declanșeze războiul lui Gog din Ezechiel 38-39, pentru că dacă citiți în Isaia, din nou 17, după nimicirea Damascului, versetele 12 la 14, acolo se vorbește deja despre o coaliție internațională care vine împotriva lui Israel. Iau sluta ce spune în 17:12-14. Vai, ce vuie de popoare multe, care urlă cum urlă marea, ce zarăvă de neamuri care mugesc cum mugesc niște ape puternice. Neamurile mugesc cum mugesc apele mari. Dar când le mustră Dumnezeu, ele fug departe, izgonite ca pleava de pe munți la suflarea vântului, ca țărâna luată de vârtej. Îndeseară vine o propădenie neașteptată și până dimineața, deci scurt timp, nu mai sunt. Iată partea celor ce ne jupoaie și soarta celor ce ne jăfuiesc. Este greu să vorbești despre lucruri de felul acesta, mai ales că nu face casă cu corectitudinea politică contemporană. Dar acestea sunt cuvintele lui Dumnezeu, acestea sunt adevărurile Sfintelor Scripturi și aceste lucruri trebuie să le cunoască poporul Domnului. Mai departe, în aceeași idee, dacă vreți să vă notați dumneavoastră, vorbește Amos, capitolul 1, cu versetul 3 și versetele 5 la 8, Țefania, 2:4 și Zaharia 9:5. În toate aceste trei pasaje, repet, Amos 1:3, Țefania 2:4, Zaharia 9:5, Gaza este menționată și distrugerea lor. Al treilea factor cu care vă venim în fața noastră și care nădăjdesc să vă lumineze mai mult, după acest război, după războiul israelian împotriva Siriei Damascului, care va cuprinde și Gaza sau Filistia și Iordania, va urma războiul lui Gog. Bineînțeles, Rusia va fi nimicită pentru că Gog este Rusia și după aceea va urma războiul tuturor războaielor, care este Armagedon. Aș vrea însă să vedeți de ce mi-am intitulat mesajul meu în dimineața aceasta, Deșifrând viitorul trecutului. Aș vrea să vedeți cum Armagedonul se vede atât de limpede descris în istoria lui Gedeon. În istoria lui Gedeon. Și deschideți cu mine cuvântul Domnului la Judecători, capitolul 6, și ne vom uita și în capitolul 7 și în capitolul 8 și să vedem cum se pregătesc lucrurile în această vremuri din urmă, după scenariul care a mai avut loc odată, pe timpul judecătorului Gedeon. Ia să vedem, vă aduceți aminte cu cine s-a războit Gedeon, cu cine a făcut război Gedeon?
Îți aminte cu ce popor? Madianiții. Madianiții. Al doilea popor care s-a alăturat madianiților sunt Arabia Saudită. Madianiților că au în Arabia Saudită, în peninsula Arabia Saudită. Al doilea popor cu care s-a războit Gedeon și au venit în ajutorul lor, știți cine au fost? Amaleciții. Amalec. Dușman de moartea lui Israel. Și apoi, al treilea, a treia grupare, că veți vedea tot scenariul Armagedonului și toată istoria atât de limpede, a treia grupare care s-au adunat împotriva lui Israel pe timpul lui Gedeon, știți cine au fost? Toți fiii răsăritului. Ia uitați ce spune cuvântul Domnului, versetul 33 din Judecător 6. Tot Madianul, Amalec și fiii răsăritului s-au strâns împreună, au trecut Iordanul și au tăbărât în valea Israel sau Megiddo. Este același lucru cine cercetează cu atenție cuvântul Domnului. Pentru că unde are loc Armagedonul? La Megiddo. Deci Israel sau Megiddo este aceeași locație geografică. Dar hai să ne uităm la istoria de Gedeon și să vedeți cum se desfășoară acest război final după ce Israel lovește Siria, Iordania și Palestina. Rușii sunt tulburați, sunt puși ei la punct și acum uitați-vă să le luăm pe rând. În Biblie, de două ori, istoria lui Gedeon este reluată. Și eu tot m-am întrebat oare de ce. Până când, cercetând cuvântul Domnului, am putut să văd și să descifrez că în Gedeon este încapsulată, codificată această istorie a trecutului și a viitorului. Uitați-vă, de exemplu, și voi reveni la Judecător 6, numai pentru ca să vedeți frumusețea cuvântului lui Dumnezeu, Isaia capitolul 9. Zice așa, de la versetul 2. Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină și peste cei ce locuiau în țara umbrei morții răsare o lumină. Este, prevestește nașterea lui Iisus Hristos, dar prevestește ceva mai mult. Tu înmulțești poporul, îi dai mari bucurii și el se bucură înaintea ta cum se bucură la seceriș. Secerișul în Biblie întotdeauna este asociat cu vremea sfârșitului. Cum se veselește la împărțirea prăzii. Versetul 4. Că jugul care apăsa asupra lui, toiagul care îi lovea spinarea, nu iau acelul ce le asuprea, le-ai sfărâmat, cum? Ca în ziua lui Madian. De ce asociază ca în ziua lui Madian? A doua mențiune despre acest eveniment gedeonit este în Psalmul 83, unde coaliția islamică arabă este împotriva lui Israel. Uitați-vă în Psalmul 83, aici sunt menționate toate statele arabe, toată coaliția islamică împotriva lui Israel, dar uitați cum este această coaliție organizată. Versetul 9. Fă-le ca lui Madian. Fă-le ca lui Madian. Versetul 11. Căpetenilor lor fă-le ca lui Oreb și Zeeb și tuturor domnilor lor ca lui Zebah și Țalmuna, doi împărați pe care i-a nimicit și a omorât Gedeon. De ce este această asociere pentru vremurile din urmă cu Madian care s-a luptat cu Gedeon? Ia uitați de ce. În istoria lui Gedeon, frate, surori, doamnelor și domnilor, este încapsulată, repet încă o dată, este codificată toată desfășurarea Armagedonului, a războiului final, înainte de arătarea Mântuitorului Iisus Hristos. Și hai să ne uităm la câteva detalii care, în simplitatea lor, o să vă surprindă, dar mai ales este profunzime, pentru că numai Dumnezeu poate vorbi simplu, dar profund. Primul. Madian opresează pe Israel 7 ani de zile, Judecător 6:1. Copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului și Domnul le-a dat în mâinile lui Madian timp de 7 ani. Cât va fi asuprit Israel în vremea din urmă, înainte de a se arăta Domnul, de a veni Gedeon să îi izbăvească, cât vor fi asupriți? 7 ani de necaz după răpirea bisericii. Deci după 7 ani de opresare, la sfârșitul celor 7 ani, Dumnezeu l-a ridicat pe Gedeon.
Dar ia uitați unde îl ridică pe Gedeon. Când îl ridică pe Gedeon? Judecător 6:11. Apoi a venit Îngerul Domnului, acesta este Iisus Hristos. Este o cristofanie, o prearătare a lui Iisus. Și s-a așezat sub stejarul din Ofra, care era al lui Ioas, din familia lui Abiezer. Gedeon, fiul său, bătea griul în teasc, ca să-l ascundă de Madian. Când s-a arătat îngerul? La seceriș. La seceriș. Ce-am spus că este în Biblie secerișul? Este vremea sfârșitului. Nu o spun eu, o spune Domnul Iisus Hristos, dacă vă uitați în Matei 13. Spune, secerișul este sfârșitul veacului. Deci după 7 ani de necaz, în timpul secerișului, când Domnul vrea să facă socotelile, să adune acum, și imediat sunt detalii extraordinare, când Domnul vrea să adune acum, Dumnezeu, Îngerul Domnului, îi se arată lui Gedeon și spune când bătea în teasc, pentru că de asemenea teascul este asociat cu vremea sfârșitului, dacă citim în Apocalips, spune, îi voi pune în teascul mâniei mele. Mai departe. Pentru cei ce cunoașteți puțin istorie, veți citi în istorie, într-o enciclopedie, Gedeon bătea grâul cu un obiect numit tribulim. De unde avem cuvântul? Tribulație. Ce înseamnă tribulație? Necaz. Iată că toate sugestiile sunt puse în această istorie a lui Gedeon. Apoi, mergem mai departe, alte detalii, cum am spus, împotriva lui Israel s-a ridicat Madian, deci Arabia Saudită este astăzi, Amalec și fiii răsăritului, fiii răsăritului. Dacă vă uitați în cuvântul Domnului în Apocalips, capitolul 16, versetele 12 și 14, ia uitați cine va veni la Armagedon, pentru că s-au adunat la Israel sau Megiddo. Apocalips 16:12. Al șaselea înger a vărsat potirul lui peste râul cel mare Eufrat și apa lui a secat ca să fie pregătită calea împăraților care au să vină din răsărit. Din răsărit. La fel, versetul 14, nu este numai o coaliție a fiilor răsăritului, tuturor fiilor răsăritului, ci este o coaliție internațională care vine la Israel, la Megiddo, împotriva lui Israel, la fel dacă citiți Zaharia 14:2. Mai departe, uitați de ce vorbește de Madian mereu și îl asociază cu sfârșitul, pentru că în Gedeon este repetată toată scena Armagedonului. Cuvântul Domnului spune în Judecător 6:34, uitați-vă cu mine, din nou la Judecător. Gedeon a fost îmbarcat cu Duhul Domnului, a sunat din trâmbiță, și Abiezer a fost chemat ca să meargă după el. Când s-a adunat Israel sub Gedeon ca să lupte? La sunetul trâmbiței. Când se va întâmpla lucrul acesta cu Israel ca să fie izbăvit odată pentru totdeauna? La sunetul trâmbiței. Cunoaștem foarte bine acum venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Pe urmă, ia uitați ce se întâmplă. Cu Gedeon s-a adunat o știre foarte mare. O știre foarte mare. Dar cu câți a rămas Gedeon până la urmă ca să lupte? 300. Suntem în Judecători, capitolul 7, cu versetul 8. Au luat merindele poporului și trâmbițele lui. Apoi Gedeon a trimis pe toți bărbații lui Israel, pe fiecare în cortul lui, și a ținut pe cei 300 de oameni. Tabăra lui Madian era jos în vale. Uitați ce spune cuvântul Domnului în Romani, capitolul 9, cu versetul 27. Și țineți minte aceste detalii, pentru că sunt extraordinare. Chiar dacă Israel va fi cât nisipul mării, cât va fi mântuit? O rămășiță. Chiar dacă mulțimea oștirii lui Israel sub Gedeon a fost imensă, cât s-au folosit? O rămășiță. 300 de oameni. Toate detaliile sunt în această istorie. Toate detaliile sunt în această istorie. Mai departe, alt detaliu despre Armagedon, sub Gedeon. Potrivit versetele 13 la 15 din Judecător 7, Gedeon a zis, oare voi birui sau nu voi birui? Și atunci așa a luat pe un slujitor de-al lui, pe care îl cheamă Pura, și s-au dus în tabăra lui Madian. Acolo în tabăra lui Madian, Gedeon și slujitorul său au auzit un madianit spunând o istorie, zicând, am visat un vis astă noapte.
Se făcea că o turtă de orz s-a răstogolit din munte, a venit până în tabăra madianiților și a răsturnat un cort. Este vorba de cortul principal, cortul care comandă pe Madian, deci de unde este împăratul. Și acest madianit care spune visul începe să-l interpreteze. Zice, după mine, fiți atenți, după mine, aceasta înseamnă că Domnul este mânios pe noi și Gedeon cu sabia lui va veni să-l nemicească pe Madian. Și Gedeon când a auzit lucrul acesta s-a îmbărbătat. S-a îmbărbătat. Ne fiți atenți la detalii acum. O turtă de orz. Orzul în Sfintele Scripturi este primul seceriș în Israel, este simbolic și este pâinea care se folosește la Paște. Deci orzul este asociat în Sfintele Scripturi, în tradiția iudaică, cu Paștele. Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Ei au zis așa, madianiții, Gedeon va veni cu sabia lui să nimicească pe Madian. Fiindcă orz e turta de orz, este asociată cu Paștele, Hristos, Paștele nostru a fost jertfit, uitați-vă cu mine în cuvântul Domnului la Apocalips, capitolul 19, din care s-a citit deja astăzi, și uitați ce spune cuvântul Domnului cu versetul 15. Din gura lui, a lui Iisus Hristos, ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea și pe care le va cărmui cu un toiac de fier. Cu ce nimicește Domnul toate neamurile? Cu o sabie. Cu ce a biruit Gedeon? Cu o sabie. Detaliul este pus acolo. Alt detaliu. Gedeon a nemicit pe doi împărați madianiți, pe Zebah și Țalmuna. Zebah înseamnă în ebraică corbul. Țalmuna înseamnă lupul, deci din rădăcina care este vorbește despre lup. Două fiare. Două animale, dacă vreți. Când Domnul Iisus Hristos va veni, va nimici două fiare. Apocalipsa 19 cu 20 și aceste două fiare vor fi Anticrist și profetul mincinos. Amândouă sunt prezentate ca fiare. Mai departe, alt detaliu pe care îl dă în Gedeon, în războiul cu Madian, spune că a prins pe două căpetenii, pe Zeb și pe Oreb, așa, pe care le-a nimicit. Cuvântul Domnului spune, Oreb și Zeb au ucis pe Oreb la stânca lui Oreb și au ucis pe Zeeb la teascul lui Zeeb. Sunt două detalii extraordinare. Oreb vine din rădăcina ebraică Arav, sau dacă citiți ca și mine, cum se poate citi frate Eugen? Arav sau Arab? Ia, cu V, dar noi citim cu B, Arab. Este o sugestie a coaliției care se ridică împotriva lui Israel în această vreme din urmă la Armagedon și de asemenea spune că l-au nimicit pe Zeeb, la teascul lui Zeeb. De ce? Pentru că Dumnezeu, așa cum spune în Apocalips, capitolul 14, versetele 18 la 20, în această vreme din urmă va deslănțui mânia lui. Și un alt înger, spune cuvântul Domnului, care avea stăpânirea asupra focului, a ieșit din altar și a strigat cu glasare către cel ce avea cosorul cel ascuțit. Pune cosorul sau cuțitul tău cel ascuțit, culege strugurii viei pământului, că strugurii ei sunt copți. Și îngerul și-a aruncat cosorul pe pământ, a cules via pământului și a aruncat strugurii în teascul cel mare al mâniei lui Dumnezeu, unde a fost omorât Zeeb la teasc. Și teascul a fost călcat în picioare, afară din cetate, și din teasc a ieșit sânge până la zăbalele cailor, pe o întindere de 1600 de stadii, adică până la Marea Roșie. De la Ierusalim până la Marea Roșie este exact această, de fapt de la Megiddo până la Marea Roșie este exact această distanță, 1600 de stadii. Și probabil că Marea Roșie, care nu este o roșie astăzi, frați și surori, doamnelor și domnilor, este o mare cu un nume profetic, dar într-o zi, datorită faptului că sângele va fi până la gura cailor, nu, atâta popor se adună, fiii răstăritului sunt numai 200 de milioane de oameni, sângele acesta va trebui să curgă undeva, pentru că este un râu imens, nu? Și în sfârșit, Marea Roșie va fi roșie și își va împlini numele profetic.
Alt detaliu pe care îl vedem aici și care vorbește despre Armagedon și despre vremea sfârșitului, după ce Gedeon s-a războit cu Madian și l-a nimicit, spune cuvântul Domnului că el s-a dus la Sucot. Sucot sau sărbătoarea corturilor. Este ultima sărbătoare din cele 7 ale lui Israel, când Israel se odihnește. Va fi ultima sărbătoare înainte de intrarea în odihnă de 1000 de ani a lui Israel. Apoi cuvântul Domnului spune mai departe, încă ceva foarte, foarte interesant și mă apropiu de încheiere, nu vreau să vă țin mai mult, poate 12 și 10 încheiem. Legat de aceste evenimente, se poate vedea originea lui Anticrist. Este foarte posibil că Anticrist va fi din aceste ținuturi, origine siriană, irachiană, nu trebuie să fie evreu, cum spun unii, el nu trebuie să fie evreu, pentru că dacă vă uitați în Mica, capitolul 5, cu versetul 5 și 6, cuvântul Domnului spune în felul următor despre Anticrist. Așa, el va fi pacea noastră, este Dumnezeu, când va veni asirianul în țara noastră și va pătrunde în palatele noastre, vom predica împotriva lui 7 păstori și 8 căpetenii ale poporului. Ei vor pusti țara Siriei cu sabia și țara lui Nimrod cu sabia scoasă din teacă. Ne va izbăvi astfel de asirian când va veni în țara noastră și va pătrunde în ținuturile și palatele noastre. Dacă citiți și acest pasaj biblic pe care am să vi-l spun acum, zice așa, nu te bucura țara filisteenilor, că s-a frânt toiagul care te lovea, adică Asiria, sunt în Isaia 14:29, căci din rădăcina șarpelui va ieși un bazilic, o viperă, și rodul lui va fi un balaur zburător. Ce vrea să spună Isaia ca să înțeleagă toată lumea? Isaia vrea să spună următorul lucru. Siria are influență demonică, influența șarpelui. Această influență va face ca cei de lângă Siria să aibă ca emblemă, ca trăire, o viperă, un bazilic. Când spune că din șarpe va ieși un bazilic, uitați-vă pe căciula, dacă vreți, filistenilor. Ce este aici în frunte? Ce este în fruntea lor? Este o viperă, este un șarpe. Asta este simbolul lor. Și apoi spune că din această viperă, în final, va ieși un șarpe zburător. Probabil șarpele zburător este asociat în Scriptură cu Anticristul. Și încă două detalii legate de Armagedon, așa cum se vede în istoria lui Gedeon. După ce Gedeon a învins pe Madian, Israel a vrut să-l facă pe Gedeon împărat. Mai fiți atenți ce spune Gedeon. A vrut să-l facă împărat. Dacă vă uitați în capitolul 8, judecători, cu 32, Gedeon l-a răspuns. Eu nu voi fi împărat, ci Domnul va împărăți peste voi. Cine va împărăți peste Israel după acest război mare? Domnul. Apoi, în versetul 28 din judecător 8, este ultimul detaliu pe care Madian și Gedeon îl oferă cu privire la vremea sfârșitului. Cuvântul Domnului spune așa, și țara a avut o dignă sau pace. Pentru că după acest război, al tuturor războaielor, după Armagedon, întreg pământul va fi plin de pace timp de 1000 de ani, Domnul nostru va stăpâni, va domni de la Ierusalim, Domnul Iisus Hristos împreună cu David, cum vă spuneam și în alte ocazie, și întreg pământul se va bucura de pace. Suntem în vremea, frașesorilor, doamnelor și domnilor, când aceste lucruri despre care v-am vorbit, așa pe scurt, trebuie să se declanșeze și sunt gata să se împlinească. De ce vă spun aceste lucruri? Pentru că este bine ca poporul Domnului să le cunoască, este bine ca poporul Domnului să se pregătească pentru evenimentul final al venirii Domnului Iisus Hristos. Nu sunt lucruri care să sperie pe oameni, nu sunt lucruri care să satisfacă curiozitatea cuiva, ci sunt lucruri pe care noi trebuie să le știm și să le înțelegem din cuvântul lui Dumnezeu. Pentru mine totul este foarte limpede, este foarte clar.
trebuie să fie și pentru dumneavoastră. Dacă vreți să pătrundeți mai bine lucrurile pe care vi le-am spus în 45 de minute, vă îndemn în numele Domnului Iisus Hristos, intrați din nou pe internet sau cereți un CD, un DVD, ca să puteți asculta acest mesaj, pentru că este prea mult comprimat într-o lecție de 45 de minute și veți vedea cum o istorie simplă, ca cea lui Gedeon cu războiul împotriva lui Madian, vă vestește și dă detaliile cele mai amănunțite despre evenimentul cel mai mare care urmează să se întâmple, Armagedon, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Pe noi însă lucrurile acestea trebuie să ne, nu trebuie să ne surprindă, ci trebuie să ne găsească în pace și împăcați cu Dumnezeu, ca să putem să spunem în orice vreme, cu bucurie, vino Doamne Iisuse, amin!